Bârfele fac parte din cotidian, doar că acestea au efect negativ asupra creierului, a stimei de sine și nu numai. Bârfele au efecte negative asupra sănătății. Îți afectează creierul și stima de sine. Bârfele, zvonurile și fake news-urile ne influențează în mod negativ sănătatea. În timp ce majoritatea le consideră inofensive, acestea vă pot afecta sănătatea. Specialiștii susțin că bârfa face parte din ADN-ul nostru ca popor, numai că toate acestea au un impact negativ asupra creierului, neexplicat în exclusivitate pentru DC Medical, psihologul Radu Leca. Românii sunt bârfitori. Ne place să bârfim pentru că ne simțim neputincioși. Noi ne simțim neputincioși, iar imaginea noastră în familie, în societate și la nivel de structură academică, în cazul în care este nulă sau nesemnificativă, trebuie să primească un ajutor. Bârfa reprezintă unul dintre principalele ajutoare ce favorizează o imagine îmbunătățită asupra subiectului pentru o perioadă scurtă de timp. Atunci când subiectul se folosește de această îmbunătățire scurtă de timp ca să simtă valoarea, până la urmă se minte singur pentru că trăiește într-o iluzie. Ce se întâmplă atunci când bârfele sau zvonurile nu sunt inofensive? Ce se întâmplă dacă acestea dăunează reputației cuiva, mijloacele de trai sau viața personală? Dacă ești ținta bârfelor, ce faci? Bârfa este atunci când iei zvonuri, acele informații neconfirmate și le transmiți răspândind din ceea ce ar putea fi fake news. Ceea ce poate fi surprinzător este cât de dificil poate fi să spui un zvon și bârfă din adevăr. În funcție de puterea sentimentelor tale, povestea și reacția pe care ți-au lăsat-o, bârfele își pot pune amprenta asupra ta. S-ar putea chiar să vă amintiți aceste sentimente dacă vedeți o altă poveste despre același subiect. Zvonurile și bârfele par inofensive, uneori aproape distractive și mereu de actualitate, dar există un punct în care acestea pot deveni dăunătoare pentru sănătatea ta. Acestea pot deveni sub forma unor zvonuri sau bârfe neadevărate despre tine, o persoană dragă sau o persoană cunoscută. De asemenea, pot veni prin reacții la cuvinte sau o imagine care a fost postată pe rețelele de socializare. Aspectul fizic, politica și problemele financiare pot deveni, de asemenea, subiectul bullying-ului online. Bârfele pot implica aproape orice subiect. De obicei, bârfa implică un detaliu, ceea ce înseamnă că informațiile sunt șocante sau personale. Bârfa implică, de obicei, dragoste, relații, sex și alte probleme despre care oamenii de obicei nu vorbesc. În plus, bârfa provoacă aproape întotdeauna durere și umilință pentru persoana despre care este vorba. Oamenii împărtășesc bârfe fără să se gândească la modul în care ar putea avea un impact asupra persoanei despre care este vorba, relatează dcnews.ro.